Salut, Andrei, și vreau să mai fac un video să povestesc contemplare. E destul de recentă, dar a fost faină și mi-a transmis Duhul Sfânt niște mesaje după și mai mult pentru aia vreau să fac video, nu neapărat pentru evenimentul în sine, deși, na, că am postat video ăsta și pe Facebook cu ce am făcut acolo, da, dar au fost niște lucruri care mi le-a zis Duhul Sfânt atunci și după și am zis că poate e necesar să mai fac un video, să pun și asta. Eram într-o seară și am ieșit de la mall, eram cu Sorina și cu David și ne-am plimbat și a fost, nu știu exact ce a fost, probabil ceva, iar eveniment de la Capitala Culturală, că Timișoara a fost nominalizată, a câștigat pentru Capitala Culturală 2021 și tot felul de chestii ce se întâmplă prin oraș, artistice, în fine, na, eu am făcut arte de când sunt mic și am voie să judec prostia față de artă, în fine, asta e altă poveste. Așa, și era un a fost, fă, a fost făcut un panou lung de vreo, nu știu, 30 de metri, nu-mi dau seama exact, probabil cam 30, 20, hai zicem 20 de metri, poate nu chiar 30. Și care avea pe el niște pancarde, o să pun un video la sfârșit cu el. Cu asta avea niște pancarde ca un fel de ușițe cu balamale micuțe care erau toate vopsite negre și când deschideai ușița în interior era o culoare și dacă le întorceai puteai să scrii cu alea ce vrei și erau scris tot felul de măgării și m-am dus și stăteam așa și m-am dus să mă joc cu ele și David era bucuros că tot întorcea pe acolo la ele și a zis, mă, hai să ne jucăm și dintr-o dată mi-a venit să scriu așa, să scriu Isus și am întors, m-am dus și am întors tot pe negru, ce era plin, că erau tot felul de chestii făcute de toată lumea și am întors tot pe negru și pe aia am vrut ca să scriu Iisus și pe aia eram, bă, stai, mai să scriu. Și am scris așa mare pe tot ăla, era într-o intersecție, se vedea, am scris Iisus te iubește, așa, pe toată aia mare, o să vedeți, a fost foarte fain. Și am scris și după aia am și filmat și am zis că așa, simțeam așa în mine, așa că era bucuros cumva Dumnezeu că am făcut asta, era așa, simțeam așa că e mulțumit Duhul Sfânt și că se bucura. Și după aia mi-a zis Duhul Sfânt, mi-a zis, fă acum cât mai poți, pentru că o să vină vreme când o să faci așa ceva, când nu o să mai poți să faci așa ceva fără să aibă repercursiuni, așa mi-a zis, fără să aibă consecințe, să poți să fii așa de public și de pe față, să zic așa, și de extrovertit, să zic așa, nu știu cum să zic, cu credința ta, să vorbești, să te manifesti în exterior, încât să nu mai fie nici, să nu fie nicio consecință. Așa mi-a zis că o să vină vremea când nu o să mai poți să faci lucrurile astea și o să vedeți la ce mă refer, fără să aibă consecințe, fără să te monitorizeze, să vină cineva să te interogheze, să te ia la răspundere pentru ce ai zis, de ce ai scris, de ce ai făcut aia și așa mai departe. Deci cam asta e ideea. Ideea e că după aia mi-a zis Duhul Sfânt, iar mi-a zis, strânge acum, strânge acum cât e libertate, strânge acum cât se poate. Da, deci cam ăsta e mesajul, zic așa, care mi l-a dat, e să strângem acum rod cât timp se poate, cât timp putem, cât timp avem libertate, să zic așa. Acum, cât avem libertate să putem să vorbim de Isus și să facem treaba pentru El, să strângem acum comoara în cer, pentru că o să vină vremea și nu știu cât o să mai fie, când nu o să mai putem să mai ne exprimăm credința fără consecințe și o să fie mai greu să strângi atunci rod. Și așa că să strângem acum cât timp e liniște, e pace, nu avem prea multe probleme. Am te mai înjură unul, mai vrea să te bată unul, să te urmărească, să te salte povești, mai vrea să, nu știu, să te scuipe, să-ți bată joc de tine. Astea sunt chestii cred că destul de mărunte față de prin ce trec anumiți creștini prin alte locuri, prin alte locuri ale Pământului și prin ce au trecut creștinii până acum. Deci cam asta e ideea, cum să pun video, sper să binecuvinteze, să încurajeze, nu-i ceva, nu știu ce, e filmat noaptea, sper să se vadă, o să dau, încerc să dau o luminozitate mai mare, poate să se vadă, dar iar zic, nu-i nu știu ce. Ideea e că au fost niște mesaje care mi le-au transmis Duhul Sfânt și am zis că să fac video ăsta și să încurajeze, să binecuvinteze mai departe. În numele Iisus, fiți binecuvântați! Să vadă toți din mașini aici.